Acum tu? Da. Port drapelul nostru. Este în uniformă de jandarm. După cum observați, are coiful cu țui de inspirație rusacă. Era un omagiu adus casei domnitoare de origine germană. Ulterior au demonstrat că după ce au pus piciorul pe pământul României, au devenit români. Omagiul acesta cu coiful a rămas valabil din 1866 până în 1948. Eghilenții, la care cârpurile se numeau și creioane, sunt un simbol al științei de carte. Cei care poartă eghileți trebuie să știe carte de la comandant până la ultimul soldat. Acest lucru e simbolizat prin eghileți. Camaradii de aici sunt în uniformele regimentului 4 linie. Este regimentul care a avut cazarma în această clădire. Aici a fost cazarma regimentului 4 infanterie de linie. Ei au participat la războiul de independență. Cei din batalionul 2 Vânători sunt cei care au cucerit drapelul turcesc la Grivița. Dorobanții. Inițial, dorobanții erau armata teritorială. Făceau armata periodică. Aveau misiunea de a apăra războiul de independență, au făcut parte din armata de operații. S-au acoperit de gol. Câteva mânuiri de armă după regulamentul anabil în timpul războiului de independență. Ascultați, plotoni! Bravo! Băr! Arma pe omarul! Rep! Bravo! Băr! A trecut mult timp de atunci, din 1877, 140 de ani, mai uită, băieți! Arma de vo. Yeah. Citeriștii, domnilor, așa. Iau, bar. Arma sub brațul. Bun. La noi e voie să copiez de la colegul de bancă. Aceasta era poziția de onor funerar. La înmormântarea regelui Carol I, așa a dat armata onorul cortegiului funerar. Dau! Hăr! La picior! Arma pe umărul! Sunt! Această mânuire pe care o avea armata română atunci, o mai are armata germană și în ziua de astăzi. Da, pinci, șoc! Păi nu mai vreau. Urmează exercițiul de prima formă. Nu știi ce-i dizătorul să-i. Dar ei, îl ridicăm. E un camarad de-al nostru. Exercițiul de scrima cu arma. Da. Detașamentul pentru scrima cu arma. Sus arma, un pas înainte. Marș! După cum vedeți, în armată se completează. Nu mai e nimeni la scrima cu arma? Ok.
La intervale duble, Vainet. La stânga Rărit, marș. Preapăra, rei! Vine imediat! Îndoită trecere înainte, dublă paradă, împungeți și cu piciorul stâng loviți! Marș! Alexandru, ești cam aproape cu arma aia, mai fă un pas spre stânga. Un pas la dreapta, la stânga apărați, cu piciorul drept și cu patul înainte loviți. Arm! Așa, dă-i la operație. Un pas la stânga, jos parați și cu patul lateral loviți. Marș! Un pas îndărăt, în genunchi, la cap, parați și împungeți. Marș! Apel! Această comandă se dădea numai la instrucție, nu în timpul luptei. Era menit a obișnui soldatul să stea cu greutatea pe piciorul din spate, ceea ce îi conferea mai multă stabilitate și mobilitate. Contra cavaleriei, la cap, parați și împungeți. Marș! Contra cavaleriei cu lance. Parați, aruncați, voltă și împungere repezită. Marș! Împungerea se face la rinichiul drept al cavaleristului. Avem o precizie chirurgicală. Contra cavaleriei cu sabie. După cum vedeți, priza este diferită. Ceea ce este comun este faptul că se prezintă metalul în față și arma nu se cuprinde, așa încât să nu fie tăiată de către sabia inamicului. Împinge, salt, voltă și împungere repezită. Marș! Cu patul de sus loviți. Arm! Hai, Alexandru, dă-i! Pârtește-i fesul. Doi pași înainte, doi pași înainte, repeziți și împungeți. Marș! Repți! În formație, marș! Dodon, repți! Acum veți vedea cum se depunea jurământul militar în anul 1877. Toscu, pre, jurământ? Nu mai e. Pentru jurământ, înainte. Rostiți după mine. În numele Atotputernicului Dumnezeu. În numele Atotputernicului Dumnezeu. Jur. Jur. Îmi voi îndeplini serviciul. Îmi voi îndeplini serviciul. Către patria mea. Către patria mea. Și către preanălțatul nostru domnitor. Și către preanălțatul nostru domnitor. Carol I. Carol I. Vă voi apăra persoana Măriei sale. Vă voi apăra persoana Măriei sale. Și patria mea. Și patria mea. La orice întâmplare inamică vătămătoare. La orice întâmplare inamică vătămătoare. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Rex! La picior! Unii au citit scenariul dinainte și au executat proactiv. Ai felicit! Ostași, ați depus jurământul militar! Vă felicit! Servim patria! Atențiune! La intervale duble! Aici! Hei! Pe linie pe un rând, prin intrare în intervale. Marți! Ok. Atențiune! Spre apărat! Hei!
Asupra inamicului! Dabăriți! Ura! Ura! Disciplină, vă rog, morții pe stânga, răniții pe dreapta.